Deși numărul cazurilor de COVID-19 a scăzut semnificativ, situația în secțiile ATI este gravă. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Mehedinți, au fost înregistrate 7 decese din cauza infecției cu SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 37 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, ceea ce reprezintă o scădere bruscă a numărului de infectări. Totodată, situația în spitale se menține destul de gravă, întrucât de la ultima raportare au fost declarate 7 decese. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 769 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 630 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice. 241 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 37 de persoane și au fost înregistrate 7 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 4. 4,95, iar la Drobeta Turnul Severin avem o rată a incidenței de 5,51 la 1000 de locuitori. Totodată scade și rata de infectare atât la nivelul județului Mehedinți, cât și în fiecare localitate. În prezent, în municipiul Drobeta Turnul Severin, rata de incidență a ajuns la 5,51. În continuare, cele mai afectate comune sunt Izvorul Bârzii cu 11,54, Florești cu 9,47 și Ilovăț cu 13,03.